Bună seara, dragi prieteni, l-avem alături de noi pe Octavian de la Bucharest City. Salut, Octavian! Salut! Octav a fost steaua noastră norocoasă! Octavian, câteva cuvinte despre jocul vostru în seara asta? A fost decent. N-am avut cel mai bun joc, pentru că s-au văzut câteva probleme cronice pe care le-am avut de-a lungul sezonului. Lipsa atenției în atac... Octavian! 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 Băieții sunt mult prea fericiți pentru meci. Meciul... Meciul nu foarte grozav pe care l-am făcut, pentru că am jucat bine, dar împotriva unui adversar care n-a pus probleme. N-a pur și simplu într-adevăr, și mai puțin cu un jucător decât ar fi trebuit, și o echipă nouă și tânără, dar oricum, voi v-ați făcut jocul și diferența de scor a fost uriașă. Exact. Diferența de scor a reflectat diferența de om în teren, în principal, și faptul că oamenii, noi am avut mai multe schimbări, am putut să menținem un anumit nivel de efort, ei nu au putut, din păcate. Într-adevăr, ați avut și multe schimbări și ei un om în minus, toate astea au fost clar în detrimentul lor și clar v-au și impus ritmul de joc și scorul într-un final. În multe alte meciuri din acest sezon, situația a fost invers. Noi am avut minimul necesar de oameni și s-a văzut și acolo că am pierdut. Oricum, felicitări pentru victorie, o victorie frumoasă la un scor uriaș, cred că 9-0 să încheie dacă nu cel. Nu știu că a fost prima victorie pentru voi, dar oricum felicitări. N-a fost prima, dar e plăcut să câștigi. Să sperăm că este prima dintr-un șir mai lung. Sperăm, avem un meci greu acum, joi, cu ATV. Da, într-adevăr, este un meci greu. În cupă, eliminatoriu. Da, vă urăm baftă la următorul meci. Poate faceți aceeași figură, de ce nu? Poate chiar mai bine. Poate chiar mai bine. Octavian, mulțumim pentru meciul din seara asta. Vă urăm succes în continuare și o seară cât mai frumoasă. Mulțumesc și eu, o seară bună. O seară bună.